Intrarea în ședința ministrului de astăzi deschisă, cu cuvântul domnului primar, pentru a reprezenta ordinea de zi. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea conștului de exercițiu bugetar pe trimestrul 4-2021 al Comunei Parincea. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului cu privire la situația gestionării comunelor care aparțin domeniului public și privat al Comunei Parincea de Bacău pe anul 2021. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Parincea, a listei de investiții al programului anual de achiziții publice, actualizat pe anul 2022. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind acordarea de compensații în bani membrilor SVSU al Comunei Parincea pentru timpul efectuat de lucru prestat în intervalul alte activități prevăzute în programul serviciului. Punctul numărul 5. Raport privind activitatea SVSU pe semestrul 2-2021 și măsuri pentru îmbunătățirea activității. Suplimentar, venim la ordinea de zi cu încă două proiecte de hotărâri. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comunei Parincea pentru ședința Adunării Generale a Acționarului SC Compania Regională de Apă ESA Bacău. Și proiect de hotărâre privind taxa specială de salubritate pe raza Unității Administrative Teritoriale a Comunei Parincea pentru anul 2022. Mulțumim, domnul primar. Punct divers. Să punem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Însă acum majoritatea și unanimitatea dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi. Procesul s-a aprobat pe ce vor lua ianuarie. Supunem la vot aprobarea procesului verbal de luna trecută. Mulțumim. Dăm cuvântul domnului primar pentru prezentarea punctului 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea conștului de exercițiu bugetar pe trimestrul 4-2021 al Comunei Parincea. Dăm cuvântul domnului comitar pentru pregătirea. Mândrua. În bază legii Finanțe Publice nr. 2007-2006, privind finanțele publice locale, organele de decizie ale mandatelor îndocumentă și prezintă contul de execuție în vederea aprobărilor. Pe baza datelor administrației financiare la data 31 decembrie 2021, situația se prezintă în felul următor. La partea de venituri, prevederi bugetare, total 16.249.110 lei. Realizat 12.331.014,48 lei, într-un procent de 75,89%. La partea de cheltuieli, prevederi bugetare 16.163.820 lei, realizat 12.176.792,34 lei, realizat cu proporție de 70,94%. Veniturile și cheltuielile sunt împărțite pe capitole prezentate în materialul pus la dispoziție, dacă aveți întrebări despre acest subiect. După cum ați consultat ieri, proiectele, dacă are cineva un luat de cuvânt, dorește să iei cuvânt, sugestii, reclamații? Supunem la vot comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Constatăm votul unanimitate. Trecem mai departe. Dăm cuvântul domnului primar pentru prezentarea punctului numărul 2 pe ordinea de zi. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului cu privire la situația gestionării bunurilor care aparțin domeniul public și privat al Comunei Parincea de Bacău pe anul 2021. Dăm cuvântul domnului Greg Vasile. Da. Potrivit prevederilor articolului 289 din ordonanța din Guvernul 57/2019 privind codul administrativ, autorităților deliberative li se prezintă de către autoritatea executivă raportul asupra situației gestionării bunurilor la data de 31 decembrie 2021. În materialele prezentate au fost expusă pe succint situația gestionării bunurilor de patrimoniul Comunei Parincea. Aștept sugestii din partea dumneavoastră sau o eventuală întrebări. Dacă nu avem alte întrebări, consultăm comisiile.
Comisia numărul 1? Aviz favorabil. Comisia numărul 2? Aviz favorabil. Comisia numărul 3? Aviz favorabil. Supunem la vot punctul 2 pe ordinea de zi. Mulțumim. Constatăm votul unanimitate și majoritate. Trecem continuare la punctul 3. Dăm cuvântul domnului primar. Punctul numărul 3, proiectul hotărârii privind aprobarea bugetului local, prevenit și cheltuielile Comunei Valincea, a listei de investiții și a programului anual de achiziții publice actualizat pe anul 2022. Dăm cuvântul domnului Brecu Vasile. Da, deci în baza legii proiectului de stat pentru anul 2022, numărul 317 din 2021, a adresei Ministerului Finanțelor Publice, numărul 468182 din 21.02.2021 și adresa în care s-au publicat sumele pentru bugetul Comunei Valincea, numărul 86 din 5 ianuarie 2022, și adresa numărul 3288 din 8 februarie a Consiliului Județean Bacău. Propunem de aprobare în bugetul local Comunei Valincea împreună cu lista de investiții și planul de achiziții pe anul 2022. Bugetul este structurat pe venituri și cheltuieli astfel. La partea de venituri, totalul venituri 11.760.000 lei, din care la secțiunea de funcționare 6.476.83 lei, la secțiunea de dezvoltare 5.283.19 lei și utilizare din excedentul anilor precedenți 1.068.93 lei, care au fost împărțite pe capitolul și paragrafe de venituri. La partea de cheltuieli, total, la secțiunea de funcționare, 6.476.83 lei, la partea de cheltuieli, 6.352.210 lei. La fel au fost împărțite pe capitolul de cheltuieli, care au fost sintetizate și în planul de achiziții publice. Vă rugăm, dacă aveți întrebări despre cuvinte. Constatăm că am studiat în ședința de ieri proiectul și nu sunt alte sugestii. Consultăm comisiile de vot. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Supunem la vot. Constatăm majoritatea și unanimitatea. Dăm cuvântul în continuare domnului primar pentru a rezulta punctul numărul 4. Punctul numărul 4, proiect hotărâre privind acordarea de compensații în bani membrilor semestrilor Comunei Valincea pentru timpul efectuat de lucru prestat în intervenții și alte activități prevăzute în programul serviciului. Dă cuvântul domnului Tamba Bătăr, șeful SMS-ului. Bună ziua! În conformitate cu prevederea articolului 7 din hotărârea de Guvern 1579 din 2005 privind aprobarea statutului personal voluntar din servicii de urgență, precum și prin prevederea articolului 40 din legea 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, completată cu legea 481 din 2004 privind protecția civilă, s-a întocmit acest proiect de hotărâre. După cum știți, proiectul a fost pus la dispoziția dumneavoastră, dacă vă să lămuri, că am înțeles că sunt foarte mulți din România. Nu aveți o lămurire, așa vreau un lăsându-l. Nu ar trebui să ne achelte serviciu voluntar. Nu mai e voluntar în situația. Deci, dumneavoastră ați apărat, ați aprobat prin hotărâri Consiliului Local organizarea și regulamentul de funcționare a serviciilor voluntari pentru servicii de urgență, care este la fel cam toate comunile și care este făcut conform legilor în vigoare. Deci nu sunt încălcat. Serviciul voluntar se depune pentru că sunt formați din oameni voluntari. Noi avem în bază, deci serviciul voluntar se desfășoară în baza unui contract de voluntariat, care este un contract standard, care dumneavoastră l-ați aprobat și în care acolo avem anumite obligații și ei au anumite obligații față de noi și noi anumite obligații față de ei. Iar aici scrie destul de clar, am cerut doar pentru timpul prestat de muncă. Deci nu îl plătim în fiecare lună. Iar dacă adunat, dacă vi se pare, să zicem, 5 oameni pe o mașină, să zicem, ajunge undeva o intervenție la o oră jumate medie, maxim, o oră jumate, da?
Deci ar veni 30 de lei, 5 ori 3, 15 lei. Dacă sunt două de astea pe lună și vi se pare pentru o primărie 150 de lei, în condițiile în care la toate intervențiile ei au venit cu hainele lor, papucii lor, la două noaptea, la unul noaptea, nu știu, dumneavoastră, dacă ați vrea să faceți voluntariat de ăsta sau găsiți pe cineva, trimiteți-o la primărie. Da, vreau să fac numai un pic o precizare. Deci proiectul de hotărâre, după cum ați observat, vine cu propunerea către dumneavoastră de aprobare a inițiativa primarului, au okay, fost compensații, da? Deci cuvântul este compensație, nu înseamnă retribuție, nu este angajare, nu este o altă formă de remunerare. Este o compensație pe care noi o acordăm celor implicați în acest serviciu, ca mulțumire că ne sprijină rezolvarea problemelor în situații de urgență. Și încă o completare, această hotărâre a fost luată, deci după cum știți și majoritatea sunteți consilieri de ei, astea chiar a, deci sub formă asta e nouă, dar ea este de foarte mult timp în Comuna Parincea, pentru că am făcut și eu parte din serviciul de voluntariat și cei care au făcut parte din serviciul voluntariat erau scutiți de plata impozitelor, știți foarte bine. Că nu s-au mai putut sub forma aia pentru că au fost făcut eronat, asta e cu totul altceva. Și de asta am scris cea mai simplă metodă, adică dacă ai venit la activitate mai susținut și mai ajutat, te recompensăm, dacă nu, nu. Nu asta înseamnă că ești voluntar, primești bani fiecare lună. Nu-i salariu, nu-i nimic, e o compensație. Ne puteți spune că în anul 2022 cât ieșiri au fost făcute pe timp din ATE? Deci din 2022. Ne puteți spune cât ieșiri au fost făcute cu băieții la SMS-ul pe timp din noapte? Avem până acum 8 intervenții, de care 2 pe timp de zi, restul toate pe timp din noapte. Pe anul ăsta. Dintre care 3 sunt la case de locuit. Deci vreau să vă spun că când am cumpărat mașina, înainte de a cumpăra mașina, majoritatea caselor care luau foc aveau proporții de 90%. Acum în cel mult 10 minute mașina este la Băleni sau la Nărești sau la Brani. Deci când ajunge mașina de complet la Bacău, deja incendiu este stins. Ăștia la Bacău vin numai să facă constatarea. Și vă dați seama, băieți, când vin, se bage cu bursul, urce, se dea, la ce nu știa era, papuci, pantaloni și haine. Da, dar de ce n-ați reușit eu să luați, n-am să luați echipament? Nu le-ați luat echipament? Dar nu am să place, dar ce unde tu va vine? Cu haine bună, de ce? Vin la primărie să schimbe și de mult să plece la mici. Să mai fac casă. Atunci, nu la mine de voluntar și are contractul de voluntariat, să dă un proces verbal în echipament, care ține acasă, normal că să ai timp să vii, să te îmbraci și pleci. O să prezint raportul și asta. Deci anul trecut, domn primar, mi-a dat bani, am avut, dar la următorul, o să prezint raportul. Iar, deci alte lămuriri, dacă vreți. Propunerea asta o mai fost, s-a mai aruncat și este binevenită pentru stimularea serviciului voluntar. Nu-i convine nimănui. Noaptea la 1, la 2, să vii, să te duci să strângi o casă la Vladnic și după aia te duci acasă, te schimbi și a doua dimineață la ora 8 ești la servici. El este un efort în plus. Și eu i-am obosit pe băieți, am lucrat în sectorul ăsta. Mereu supărați, obosiți, nu, trebuie stimulați. Știți înainte când erau... Trebuie stimulați, încurajați pe tema asta. Munca se plătește. Este o regulă generală, trebuie aplicată. Înainte când îi scutea de la impozit, da? O plicuta de contul și o pus de casă. Au venit toți cu demisie. Dacă este timpul cel pe programul de 2 ore, acolo e discutat. Dar tot ce înseamnă... Dacă e timpul programului de 2 ore, acolo cum e domnul? Deci asta nu se... Protecție. Domnul Ocasulare. Ca să vă lămuresc, din serviciul voluntar de situație de urgență, sunt doar 5 care sunt angajați primării. Restul nu sunt angajați primării. Păi da, eu asta zic, eu când am făcut proiectul, l-am făcut fără discriminare, pentru toți la fel. Dacă el o să fie în timpul serviciului și el o să fie la servici, automat nu o să fie plătit de primărie de 2 ori. Corect, înțelegeți? Dar dacă ăla vine ăla de la Vladnic, care nu-i... O luat o clasă la Vladnic, îl chem pe ăla mai aproape, nu? Îl ăla nu-l plătesc, sim, chiar dacă e data de 2 ori. Până în ora 2 sau 3.
Da. Dacă nu mai sunt tari... Iar la sumă, dacă v-ați uitat, sunt 19 lei. V-am zis că o intervenție costă, ține medie o oră jumătate. Deci pentru 3, și așa, e 30 de lei, să zicem, 40, na, să te scoli noaptea, să vii, să fii mut sau întrebați, uitați că avem unul chiar și din consilieri, un voluntar. Deci mai multe focuri au fost puse și intenționat. Deci te duci la 4 noaptea fără să știi nimic, ca să cași pe toate bărbații, deci cu asta nu mi se pare plasat. Când a fost plasat, că a trebuit că i-a prins din nou focul. Ca în concluzii, legislația decidează în mod expres că se pot acorda aceste compensații. De altfel, și scutiri la plata impozitului sau alte taxe și impozite locale, dar procentual, deci nu în proporție de 100%, deci asta a fost în noi cu ani în urmă. Am scutit impozite, clădiri și termenii de abilare integral. Cana de conturi a specificat că în potrea de guvern care le implementează servicii de voluntari, ar fi trebuit în procent din taxa. Deci, și așa cum spunea și domnul Bidire, a mai avut această compensație prinsă în hotărâre de Consiliul Local, dar efectiv nu au fost plătiți oamenii. Acum să sperăm că o să dăm hotărârea și ei o să-și beneficieze de aceste compensații. Deci nu s-a aplicat în decursul timpului. Și serviciul voluntar, așa cum este el de urgență la Comuna Varincea avizat, este din 2005. Da. Problema este felul următor. Când mă sună că sună la numărul 2 și dau un dolar, mă sună pe mine, mă sună concertabla, dar multe nu sună pe mine, da? Eu prima dată cipa, dar sunt pe Costel, după care îmi spun Costel, că își pornește mașina. Eu în timp ce mă îmbrac, îl sun pe el, îl sun pe cutare, îl sun pe cutare. Ei, îi răspund că sunt angajați. Știi că trebuie să răspund, că a doua zi ia vorbuna și dacă nu răspunde. Dar altul, dacă n-aș fi angajat în primărie, când ai răspund la telefon, cu cine am mers la treabă? Clar trebuie să-ți prelumerați. Să beneficiezi și ceva. Aș mai avea și o întrebare, dacă se poate, pentru... Nu știu dacă cât e stupidă sau nu, având în vedere eficiența domnului Vasile Achete. Aceste persoane care merg, au un fel de asigurare, au ceva, beneficiază da, de... Da, da, sunt asigurați. Deci sunt asigurați, da? Nu, având în vedere că dacă sunt toți se solicită această voluntariat, deci dacă ar fi voluntariat, da, nici asigurată, că doar e voluntar. Știți că în prima linie, când se intre prima dată într-o casă sau în ceva, omul are, nu se știe ce e acolo, e și puterie, și ei sunt venite și la cursuri, da? Nu are nevoie. Legea nu se permite ca să iei omul să-l primi să-l bage în foc. Trebuie trimis la cursuri, trebuie instruit, trebuie asigurat. Nu se face așa cum plăcam. Dar haideți ca să trebuie să vorbim. Și asigurarea, de ce trebuie asigurarea? Da, nu știu. Asigurare de viață. Da? Care îmi plăcea. Însă numai pentru persoanele care le folosim. La intervenție. La intervenție. Deci aia a fost trecută prin consiliu? Da, nu trebuie să trebuie. Nu trebuie. Nu știu, aia nu-i făcută de acum, deci eu am preluat-o cu fiecare an. Nu trebuie să vă spun. Deci, am sigur, omul mi-a făcut pentru mine un nou tehnic de la dumneavoastră. Dacă ați trecut în Consiliu, dacă ați fost atenți în decursul timpului la aprobarea bugetelor sau rectificărilor, le găseați acolo cheltuieli cu asigurări de viață. Dar trebuia să fiți acest material. Da, mulțumim. Consultăm comisiile. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Să punem la vot punctul numărul 4 de ordinea de zi. Mulțumim, constatăm majoritatea, trecem în continuare la punctul numărul 5, de cuvântul domnului primar. Și la punctul de activitate SVSU, pe semestrul 2021 și măsuri pentru îmbunătățirea activității. Dă cuvântul domnului Sandra Bătăi. Raportul de activitate privind serviciul voluntar pentru semestrul 2 al anului 2021 a fost făcut conform prevederilor ordinului 163 din 2007 privind aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor și legii 307 privind apărarea împotriva incendiilor, precum și normativelor din OMI 275 din 2019, OMI 163 din 2007, Ordinul 712 din 2005, privind aprobarea dispoziției generale pentru instruirea salariaților din domeniul situațiilor de urgență.
Pregătirea membrilor SVSU a fost făcută de mine, șef SVSU Tamba Costel Adrian, făcută periodic în conformitate cu prevederile legate și consemnate în fișele individuale de instructaj. Un impediment în pregătirea conform legii a membrii serviciului SVSU a fost lipsa bazei și dotării materiale cu care ne confruntăm la această oră deocamdată. De exemplu, ne-ar trebui un poligon de pregătire, care l-am în vedere de făcut aici, să terminăm terenul ăsta de sport din spatele școlii, ca să fie și aproape și din noi și de sala de cursuri. Așa, în semestrul 2 al anului 2021, la nivelul Comunei Parintea, s-a înregistrat un număr de 19 evenimente generatoare de situații de urgență, pentru care a fost necesară intervenția SVSU singur sau în cooperare cu alte, cu ISU Bacău. Din cele 19 evenimente, așa, 10 evenimente de natura incendiilor, din care 6 de incendii de vegetație și 3 incendii la gospodărie cetățenilor, plus încă un ajutor din partea noastră pentru Comuna Horgești. Din cele 3 incendii care au avut loc la gospodărie populatele, s-au soldat doar un singur incendiu cu pagube materiale, la familia Polici Nicolae de pe Nănești Varna. Al doilea incendiu, producându-se la un coș de fum, care, datorită reacției prompte, nu a apucat să iei, iar al treilea incendiu s-a produs la o familie din satul Vladnic, care a luat, din urma unui scurt circuit, a fost apelat serviciul 1-9 care ne-a trimis pe noi, a avut noroc când am ajuns noi, a avut numai capul și întrerupătoare și ștecherile prelungitoare. Nu a avut alte așa. Alte 3 evenimente la care a participat membrii SVSU a fost în felul următor. La familia Crețu din satul Nănești, au ajutat și au salvat un animal, un porc foarte mare, care, deci acolo cred că vă 3-4 ore de activitate au fost până salvat. A căzut într-o hasna plină și a trebuit să o salvăm. M-am apelat și la buldo și la alte mijloace. Alt eveniment a fost degajarea drumului în urma viitorilor din lunile august, cu buldo și cu oameni salariații SVSU. Un alt eveniment a fost în urma înzăpezirii unui tir, aici la Teal, în Sprinănești, dar a rămas de curmezișul drumului, noaptea, și a blocat tot drumul județean. Așa, alte activități care au desfășurat SVSU a fost în felul următor. S-a întocmit planul de pregătire în domeniul situației de urgență pe al Parincei, pe anul 2021, și s-a desfășurat activitățile prevăzute în acesta. S-a întocmit documentația care stă la baza instruirii salariaților din domeniul situației de urgență. S-a întocmit un număr de 24 de fișe de instructaj din domeniul situațiilor de urgență, reprezentând salariații primăriei Parincea, completându-se conform OMEI 712 din 2005 și OMEI 786 din 2006. Deci, pentru cadrele, pentru personalul Tesla, o dată în fiecare lună, iar pentru ceilalți salariați ai primăriei, o dată la 3 luni. S-a ținut evidența avertizărilor meteorologice și hidrologice primite, s-a efectuat de câte ori a fost nevoie permanența la sediul primăriei în urma acestuia. S-a refăcut în totalitate și s-a dat spre aprobare primarie să avizeze un plan aprobat și de către prefectură privind fenomenele meteorologice periculoase și accidentelor la construcțiile hidrologice de către Apele Române Bacău. S-a întocmit și s-a înaintat răspunsurile la toate adresele primite de către instituțiile statului și în special cele de la Inspectoratul Situației de Urgență Bacău. La nivelul anului 2021, la nivelul primăriei Parincea, au avut acțiunea de audit, prin care s-a verificat și activitatea compartimentului SVSU. În urma controlului a reieșit că activitatea serviciilor a fost apreciată ca bună, se desfășura respectiv legislația în vigoare la nivelul acestui serviciu și s-au găsit doar 3 neguri care vor fi remediate în cursul acestui an. Următoarele sunt: contractele de încadrare a voluntariatului au fost fără a menționa examenul de probă, deci conform noilor contracte de voluntariat, după ce îl angajezi, îl țin 6 luni, după 6 luni trebuie dat în
un test dacă trece sau nu. Majoritatea, 99% din voluntari, sunt voluntari de la cel puțin 7-8 ani. Având vechime, deci nu aveam cum să le dau testul ăsta. Dar doamna a zis că e neregulă și în cursul anului ăsta o să îi punem și la un test. Să vedem ce zice domnii de la Institutul de la ISU Bacău. Nu a fost întocmit referat privind aprobarea facilităților atrage voluntari în cadrul SVSU și stabilirii prin hotărâri de Consiliu Local a compensațiilor acordate voluntarilor conform legislației în vigoare. Este vorba de proiectul care l-ați aprobat mai înainte, care a fost făcut tot ca o neregulă. Și altă neregulă a fost că nu s-a supus aprobării în cadrul Consiliului Local sub forma un raport de activitate, ăsta care vi-l ceresc eu acum. Deci trebuia în fiecare an, anul trecut nu l-am făcut, n-am știut. În anul 2000 s-a desfășurat activități planificate conform planului de activitate. Membrii SVSU au efectuat acțiunile informare și control prin distribuirea de, și lipirea de fiante și afișe. Pe următoare termen. Reguli privind prevenirea stingerii incendiului în timpul sezonului secetos, instrucțiuni de ardere a vegetației uscate și resturilor vegetale, interzicerea arderii deșeurilor de orice natură, recomandări și măsuri de prevenire privind protecția populației pe timpul canicolei, recomandări privind modul de repozitare a forajelor și cerealelor, măsuri de prevenire și stingerea incendiului la gospodării, reguli și măsuri privind folosirea fumătorilor în gospodării, reguli și măsuri privind folosirea sobierilor, reguli și măsuri privind regulile de comportament în caz de înzăpezire și alte situații. De asemenea, s-au desfășurat acțiuni și alte activități privind prevenirea și combaterea răspândirii infecțiilor SARS-CoV-2 conform adreselor venite de la DSP și de la ISU Bacău. Toate acestea ce v-am citit eu acum le găsesc pus în fiecare lună pe site-ul primăriei Parincea. Plus pe la afișiere din comună, în toate satele au fost. În vederea limitării numărului de incendii, SVSU Parincea au participat împreună cu mine și au desfășurat îndrumare și control la un număr de 11 instituții subordonate Consiliului Local și 125 de gospodării din localitate, din toate satele. Așa, în urma controlului s-au găsit o serie de nereguli, cum ar fi coșuri de fum nedescundate până la anumit termen al controlului, s-au deteriorat, lipsa gropilor de depozitare a ce unii să arunce jarul și cernușa, instalații electrice improprii, pentru care s-a acoperat, deci îndrumări și avertismente verbale. Nu au fost date încă niciun avertisment. Așa. Au fost sfătuiți pentru remedierea cât mai rapidă a neregulilor. Așa. Cu ocazia reorganizării SVSU s-a hotărât prin Consiliul Local care a aprobat-o dumneavoastră norma minimă de dotare și urmează să se alege fonduri pentru achiziționarea și dotarea celor necesare pentru buna funcționare a serviciului voluntar. Cea mai mare nerealizare a anului 2000 este aceea datorită defecțiunii pompei autospeciale de stingere cu apă sincetul, care a fost necesară trimiterea ei către un serviciu special pentru remedierea problemei. Considerăm că pentru anul 2021 activitatea SVSU a fost una mulțumitoare, desfășurându-se în bune condiții, reușindu-se de fiecare dată mobilizarea serviciilor SVSU, încadrându-se în timpul impus de regulament. Așa. Propuneri pentru desfășurarea condiției optime a activității SVSU și vor întreprinde următoarea acțiune. Se vor întocmi și înainta rapoarte pentru achiziționarea de materiale și tehnică necesară funcționării serviciului. În urma controlului la gospodării se vor întocmi note de constatare, iar pentru cei mai puțin receptivi la sfaturile primite, se vor pune o mai mare implicare în activitatea de prevenire și pentru îndrumare în viitor. Asigurarea patrulării de către membrii SVSU în perioada de risc ridicată și producerea pentru a preveni producerea de incendii și inundații. Deci ăsta este un raport care nu supune raportul mă supuneți într-un Consiliu Local. Da? Deci, la următorul punctul numărul 6, prin hotărârea aprobarea taxei de salubrizare pe anul 2022, dăm cuvântul domnului contabil, domnului Vecu.
În baza planului anual de evoluție a taxelor și tarifelor, pentru anul 2022 propunem aprobarea taxei solidate în felul următor. Pentru persoanele fizice, 4,59 lei de persoană pe lună, rezultând în suma de 55 de lei de persoană anual. Pentru persoane juridice, agenții economici, 46 de lei pe lună. Ca o comparație față de anul trecut, s-a mânzărat cu câte un leu, și la persoane fizice și la persoane juridice. Cam materialele astea pe dispoziție, dacă aveți întrebări. Dacă avem ceva, propune? Dar domnule, dacă a fost anul cu testul cu bremele și dacă se începe selectivul, vreau să încep să... Deci, la următoarea ședință pe o de zi, luna viitoare, o să primim documentele necesare de la ADIS, da? Și o să vedem pătările de costul local, modul nou de lucru pentru adunarea deșeurilor să închide. O să fie, o să meargă mașina pe plastic din poartă în poartă, o să lase sac, o să ia sacul plin, da? Următoarea lună tot așa, lasă, ia sacul plin, lasă sacul plin. Deci o să avem pe de zi la februarie. Da. Da, mulțumim! Consultăm comisiile, comisia numărul 1, comisia numărul 2, comisia numărul 3, aviz favorabil. Să punem la vot. Mulțumim, cu votul unanimitate, dăm cuvântul domnului primar în următorul punct de ordine. Punctul 7, proiectul hotărârii a avut rezultat egal în compania de apă din ESA, Bacău. Știți că trebuie să mergem să aprobăm reprezentantul la CRAB. Deci, anul trecut a fost domnul Grecu Vasile, eu am propus ca să meargă tot dumneavoastră în continuare. Dacă nu sunt alte propuneri, alte sugestii, consultăm comisiile, comisia numărul 1, comisia numărul 2, aviz favorabil. Comisia numărul 3, aviz favorabil. Supunem la vot proiectul. Mulțumim, votul unanimitate. Pentru punctul domnului primar, dacă sunt pentru punctul numărul diverse. Ca să scrie ceva la diverse. Mulțumim pentru prezență. Declarăm ședința închisă. Mulțumim.